Bine ați venit la profanare cu exerciții de matematică. Așa este. Așa este. Clasa 4, da? Clasa 4. Dragilor, iată-ne din nou la lucru, informații complete, chiar mai complete decât altă dată, pentru că s-a mai adăugat un copil. Tu ești Darius, nu? Darius, da. Darius. Colegi cu... Îți prieteni. Dar la școli ferite. Da. Numai Davide, Casandra și Excelent. Daria. Trei sunt de la aceeași da. Școală și doi de la altă școală. Da. 19. Noi la școala 19. Eu de la 28. Marea bucurie a mea este aceea că ușor, ușor, vinovată este Mihaela, ea a preluat așa, de un an de zile. Deci, atenție, de un an de zile, facem un an de zile, nu? Noiembrie, așa. Acum un an de zile, când vine cu cele două fetițe zi de zi. Bravo. Zi de zi, pentru că și-a propus un lucru, să vadă ce anume se întâmplă, să descopere limbajul profului online, ca acasă, îndată, să poată continua. Este superbă chestia. Așadar, spunem tema pentru acasă. Da, clasa 4. Pentru acasă. Clasa a 4. Are Darius o problemă, domnul profesor, care nu știe tot. Sau aude. Scrie... Știi, eu... Mami vrea să înțeleagă. Scrie cel mai mare număr natural. Atenție! Este prima dată când mi se întâmplă. De fapt, la telefon mi se mai întâmplă de multe ori. Mămicile care sunt atât de interesate să înțeleagă bine problema, ca să poată să-și ajute copiii. Deci, iată, asta este lucrul spectaculos. Vă rog. Scrie cel mai mare număr natural, mai mic decât 9999, de forma 9A, B, 9. Deci, 9A, B, 9. Cel mai mare număr natural, scrie cel mai mare număr natural, mai mic decât 9999, de forma deci, asta. El să fie mai mic decât 9999. Să fie cel mai apropiat. Exact. Deci cel mai apropiat număr de 9999. Cel mai apropiat. Între ăsta și el să nu mai fie niciun alt număr natural. Asta vrea să spun autorul. 9989. 9989. Dacă trebuie să fie numerele diferite. Da. Altul v-ați gândit la altul, 87. Deci 9900. 87. Păi dar se termină cu 9. Nu, 9879. 9800? Da. 79. Da, dar este cel mai mare cu putință? Păi zice cel mai mare. Păi dar A nu trebuie să fie egal cu B. Dar unde a scris? S-a spus așa? Nu, zic așa, scrie cel mai mare număr natural, mai mic decât 9999, de forma 9AB9. Nu ne spune că A diferă de B. Și atunci nu avem voie să ne... A și B sunt cifre și le-am notat ca poziții. Da. Deci nu-i, nu-i corect să le facem distincte noi. Dacă autorul nu cere asta, nu facem asta. Am înțeles. Da? Da. Deci nu vinim cu... adăugiri în plus decât a cerut autorul. 9989. Așa este. 9989. Corect. Deci, răspunsul ar fi acesta. E vorba de 9989. Da? Nu spun 70. Ai chiar ai indiferent de B. Excelent, s-a și brodit să fie treaba asta. Da? Da? Ai indiferent de B. Eu m-am gândit să nu se repete cifra 9 de asta. A, nu. A, dar nu. Nu zice. Se repetă aici, nu avem nicio... Dacă zicea, da. Fiecare chestiune e menționată de autor. Dacă nu o spune, să mergem mai departe. Ziceți, mai avem un mare unul. Te rog. Completează propozițiile. A. Un număr poate fi aproximat la un anumit ordin prin puncte, puncte și prin. Așa. Deci un număr poate fi aproximat la un anumit știu, ordin. Prin adăugare și prin... Asta-i mă. Bravo, așa-i mă. Deci prin adaos și lipsă. Adaos și prin lipsă. Și prin lipsă. Da. Excelent. Da. Și B. Rotunjirea unui număr. Rapidă, știu. Da. Rotunjirea unui număr este aproximarea puncte, puncte a numărului. Rotunjirea unui număr este aproximarea
a numărului. Nu. Mai citim, mai rar. Mai citesc o dată. Da. Rotunjirea unui număr este aproximarea a numărului. Și la aproximarea la aproximarea unităților, zecilor. Hai să vedem, mai citim o dată, că trebuie să prindim bine. Rotunjirea unui număr. Cum rotunjirea? Este... Ce înseamnă rotunjirea unui număr? Adică da, să rotunjești la cel mai aproximat. Așa, rotunjim da, la unități, la zeci, la sute, da, mii, zeci de mii, da? Rotunjim. Da. Este aproximarea da, a numărului. Cred că știu. Hai să facem o chestie concretă, da? Uitați, dau un număr. 237. Da? Am dat numărul 237. Păi subliniați-ne ordinul la asta care se dirigim. Asta e. Deci autorul aici trebuie să facă următorul lucru. Zice să ne spună la ce formă să rotunjim. La unități, la zeci. Da. E atunci... Noi facem mențiunea asta că rotunjim la 10. Da. Da? Să rotunjim la 10. 240. Asta e rotunjire cum? Prin adaos. Așa. Deci prin adaos. Deci am o rotunjire la 240 prin adaos. Deoarece... deoarece 7 este mai mare ca 5. Așa. Mereu să iau numărul din față, dacă este egal sau mai mare. Perfect. Deci, practic, am dat 237, am anunțat că fac rotunjirea la cifra 10-lor și atunci, dar fiind faptul că 7 e mai mare decât 5, da? Mai mare decât 5, atunci facem rotunjirea prin adaos. Deci ne-am apropiat mai mult de 240, da? Deci rotunjim la cel mai aproape. Da, la cel mai aproape. Cu alte cuvinte, aici am rotunjit la cine? La unități. Da. Dacă mă gândesc să rotunjesc la sute, problema cum s-ar rotunji la sute? Hai să vedem la sute. Dacă mă 200! Gândesc. Foarte tare! Deoarece 3 este mai mic ca 5. Foarte tare! Excelent! Deci la ordinul sutelor așa trebuie să gândim. Da? Pentru că e mai aproape de 200 decât de 300. 237. Da? E mai aproape de 200 decât de 300. Asta înseamnă rotunjim. Rotunjim de cel mai aproape cu putință. Deci da? Putem rotunji la cifra unităților, putem rotunji la cifra zecilor, la cifra sutelor, depinde, la ce nivel. Depinde la ce nivel se află numărul respectiv și cum ne propunem. Ce da, rotunjire, de ce am nivel vrem să facem asta. Da. Are și Daria un exercițiu, nu? Te rog, Daria. Zic eu, dublul descrie fiecare expresie prin un exercițiu, apoi calculează. Dublul câtului dintre produsul numerelor 314 și 2 și diferența numerelor 187 și 179. Bineînțeles, l-am citit așa ca să... Dar acum facem o pauză, Mihaela. Da. Ce am discutat în toate lecțiile de până acum. E deprisos să pierdem timpul să o ducem până la acum. Acum vă zic, acum. Deci rar bucățică, ne oprim la prima bucățică, acum la a doua, și așa. Deci dublul câtului. Dublul câtului, deci de două. Dacă vorbește de cât, înseamnă că a fost efectuată o împărțire, da? Da. Deci dacă e vorba de două numere A și B, noi am vorbit că descoperim în mod unic alte două numere, câtul și restul, câtul și restul, încât A, sau notați mai, da, hai să zic așa, A, egal, la început de împărțit, egal cu împărțitorul, B, ori câtul, plus restul. Concret să iau un exemplu, că voi vreți la asta modele. Da. Iată, pentru numerele 13 și 2, pentru 13 și 2, rezultă un cât. 13 împărțit la 2, câtul împărțit e 6 și restul e 1, pentru că 13 egal cu 2 ori 6 plus 1. Da? Și este corect și pentru că restul este mai mic decât împărțitorul. E aparat! Tare este chestia asta.
foarte tare, foarte important. Deci aici el punctează și spune, atenție! Și asta este o probă, adică să aflăm dacă este bine. Totdeauna, totdeauna trebuie să avem grijă ca la împărțire, neapărat, restul trebuie, menit, restul trebuie să fie mereu mai mic decât împărțirea. Totdeauna, că altfel mai mergem de un număr, mai mărim la cât, nu? Da. De un număr de ori. Dacă nu este corect. Sigur că da. e o greșeală strecurată și atunci tu știi exact treaba asta. Foarte bine. Deci așa avem grijă să spunem lucrurile acestea. Bun. Acum, citește dublu problema. Cătului. Dublu cătului. Cum ar fi la noi, cât a, cine a fost câtul ai? 6. Da. De două ori 6, să zicem. Dublu cătului, da. Dintre produsul numerelor 314 și 2. Dintre produsul numerelor. Cât? 314 și 2. Și 2. Mai citim mai dublu cătului. Dublu cătului. Dintre produsul numerelor 314 și 2 și diferența numerelor 187 și 179. 187 și 179. 179. Și acum mai citesc o dată. Da. Dublul cătului. Dintre produsul numerelor 314 și 2 și diferența numerelor 187 și 179. 187 și 179. M-ajuți? M-ajuți acum să facem problema asta? Bine, atunci am 6. Dacă toată lumea este atentă, eu am o șansă. Dacă nu, să știți că nu s-a mai întâmplat asta. Nu, voi știți foarte bine. N-am înțeles problema și am greșit. Haideți să fim acum cu toți atenți. Deci, fiți atenți. Dublul cătului dintre... Mai zi o dată că n-am mai înțeles. Citezăm, profesor, da. Dublul cătului dintre produsul numerelor 314 și 2 și diferența numerelor 187 și 179. Prins. Daria, ai înțeles ceva? Da. Adică, practic, rezultatul mulțirii de aici este un număr. Da, A. da. Rezultatul operației de aici este un număr B. Da. Adică am două numere A și B, pentru care găsesc în mod unic câtul și restul. Da. Și ne cere dublu câtului. Ai, că asta e simplu. Deci o punem într-o expresie, profesor, și să o rezolvăm. Da. Am înțeles. Deci, încă o dată. Mai citesc o dată. Să mai citesc, nu? Da. Deci dublul cătului dintre produsul numerelor. Produsul dumneavoastră sau produsul. E bine. Trebuie să puneți X, domnule. Am intrat am băgat în ceață. Da, copii? Ei știu oriul acela din asta. Da, aveți dreptate. Deci, dublul cătului dintre produsul numerelor 314 și 2 și diferența numerelor 187 și 179. Hai. Dublul cătul este. Ce să facem, copii? Ce să facem? O idee. Zi, Davide. Facem mai întâi înmulțirea. Facem înmulțirea. Bravo, da. Și dă 628. Hai, mai ieșesc scos din încurc. Deci ai calcul 314 ori 2. 628. 628. Sunt de acord cu tine? Păi și văzut. Da. Da. Și ce să mai facem? Faceți vederea. Și vine 8. B egal cu 8, da? Da. Și după aia facem 8. 8. Pun de la 8. Da, da, facem 628 plus 8 ori 2. 628 ori 8. Nu, plus 8. 628 plus 2 în paranteză ori 2. Plus 2 ori 6. Eu sunt pe tine. Davide, mai gândește-o, Davide. Cât ai zis? 628 plus 8 în paranteză. Așa. Ori 2. Ori 2. Ăsta ar fi dublu cătului? Da. Am greșit. Ai greșit? Care? 628 împărțit la 8. Ori 2. 628 împărțit la 8? Da, pe adică facem ori 2. Ori 2. Da? Ca să fie dublu cătului. Cătul împărțirii, adică împărțirea lui 628 la 8, nu? Asta vrea să spune, da? Așa, și primul ori 2. Asta era. Iar finalul
Mi-am luat-o pe bucățele, dar autorul ne-a cerut să scriem expresia. Expresia. Adică ne-a cerut să scriem așa. 314 ori 2, adică au, plus, plus ai zis tu? Împărțit la 8, adică nu la 8, la ăsta sunt împărțit. Da. Împărțit la 187 minus 179 ori 2 este egal cu. Asta este expresia pe care trebuie să o calculăm. Da. Așa trebuie să o scriem și acum o citim. Ia, dublul câtului. Ia să văd, domn profesor, dacă ați făcut bine. Eu ia să nu vă cred. Ia să vedem, nu mă sperie. Dublul câtului. Am mai pățit eu așa. A spus ori 2, da. Da. Dublul câtului dintre produsul numerelor la făcut și diferența numerelor. Da, domn profesor, a scris bine, nu? A scris bine. Dublul câtului, adică trebuie să facă împărțirea între aceste două, da, da, da. Este, și acum facem calculul. E vorba de Darius care mă ajută. Da. Dictează-mi, Darius, că nu știu aici ce să fac. 314 ori 2 face 628. 628 împărțit la 8 ori 2. Ori, la 8 ori 2. Mai pun în paranteză asta, nu, merge nu, așa. Nu. Merge, că le executăm în ordinea în care apar. În ordinea scrierilor. Excelent, așa trebuie făcut. Și face câte? Ia să vedem, 28 se împarte la 8. Hai. Cine știe să facă împărțire? Cine să facă împărțire? Zi. 6 ori 7, 8 ori 7, 56. Da. Scriem sub 62 și pe aia scădem din 62, 56. Și ce ne rămâne? Deci 56, fac operația 56. Asta deoparte. 628 împărțit la 8 este egal cu 7. 7. 7 ori 8. 56. Așa. 6 din 12. Stați, 10 din 6, 4. 6. Da. 6. 68. 8 ori. E bună? Nu, nu mai mergeam încă o dată? Nu merge de 8 ori? Nu. 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 Că de ce nu? 4. Păi, da. Da. Mai nu, că trebuie să mai 8, păi 64 este 8 acum. Și 62. Da. 62, sigur da. Că da. Și Darius spusese așa, să avem grijă că atunci când vedem restul și mai mic decât împărțitorul, suntem fericiți. Da. Merge treaba. Deci n-am greșit. Darius, acum vreau să spun, vreau să punctez tu. El a punctat altfel și a zis 7 ori 8, 8 ori 64, păi este pe 62. Nu de 8 ori, ci de 7 ori. Și altceva putea să spună, bine. Dar e bine, nici nu mai punem problema, că restul de la scăderea asta a fost 6. Și deci e mai mic decât împărțitorul, care e 8. Și acum 6 și îl coborăm pe 8. 68, da? 68 împărțit la 8, 8. Este egal cu 8. Da. Și 8 ori 8 este egal cu 64 și este egal 4. Cu 4. Rest 4. Rest 4. Și dublu câtului, asta ne-a întrebat autorul, dublu câtului este 68 ori 2. Aici, aici ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să scriu, în urma împărțirii de aici, mi-a rămas restul 4, da? Da. Deci câtul rămâne 78. 78 dacă ori 2 vreți, plus 4. Dacă vreți să scriem corect din punct de vedere matematic, aș spune că de împărțitul, egal cu împărțitorul ori câtul, plus restul, da? Da. Deci eu să scriu teorema împărțirii cu restul. Deci zicem, 628 este egal cu 8. Cu cât copii? Ziceți, domnul profesor, cu cât? 628 este egal cu 8 ori 78 plus 4. Bravo. Exact, 8 ori 78 plus 4, plus restul, da? Darius, stai prea aproape. Așa, deci 8 ori 78 plus 4. Iar ca să-mi apară dublu câtului, să apară dublu câtului, înmulțesc relația asta cu 2. Da? O înmulțesc de la un capăt la altul cu 2. Dublez. Totul. Totul. Și apare 628 ori 2. Așa. 628 ori 2. Și este egal cu 1256. Da? E și făcut asta. Da. 1257. 6, zice Ionuț. Da. Scrim deodată. Da, Ionuț ne ajută repede, aș făcut înmulțirea. Deci 1200 56, Ionuț. Da, este egal cu câtul dublat. Adică dublezi și pe 8 și pe ăsta. Da. Cam în 2, da? Da. Cum ar fi cât? Este egal. Mai bine să fac așa dacă am greșit. Nu.
Deci dublăm și pe unul și pe altul? Nu și pe unul și pe altul. Nu! Era 78 plus 4 ori 2. Nu, era 2 ori 78 plus 4. Deci pe cine dublez? Pe 78. Pe 78, ăla-i câtul. Da. Dacă înmulțim cu 2, nu prea am 2 factori, că atunci 2 ori 2 fac 4 la mulțime. Da, da. E o mare prostie. Da. Deci nu mă mult pe unul din ei. Normal. Asta, mă, asta trebuie să fiu foarte atenți. Și nu pe 8, că nu 8 mă interesează dublat. 78. 78. Și atunci o să fie 8. Ori... 2 ori 78 cât fac copii? 2 ori 78 56. Deci 100... 156. 156 plus 8. Plus 8. Și dublul câtului este 156, iar matematic relația este corect scris acum, vedeți? Wow! Wow! Dacă vreau să surprind numărul ăsta, fiindcă restul este 8 în momentul de față, și noi împărțirea am făcut-o la 8, dăm pe 8 în factor comun și este egal cu... Atenție, da? Atenție, dăm pe 8 în factor comun și vine... E proprietatea aceea de distributivitate. Da. Am înțeles că adunare. Da? Față de adunare. Și atunci vine 8. Pe lângă. Pe lângă. Înmulțit aceea, cum spuneți voi, X-ul ăsta. 156 ori rămas. 156 plus Ionuț. Plus? Plus. 8 ori 1 pot să zic aici, da? 8 ori 1 face 8. Și a rămas 1. Da? Deci 156 plus 1. Ce face? 8 ori? 157. Deci, iată că în momentul de față, dublul câtului împărțirii acestor două numere este 157. Aici a fost pana tare. Și toată lumea ne-am fi așteptat să fie câte... 156. Asta e de prin gazete până vreo. Da, da, da. Asta era. Asta era. Trebuia să mă atâlcăm ceva. Asta e poanta cea mai tare. Pentru că autorul face chestia asta. Ne lasă, ne surprinde în momentul în care facem împărțirea sistemului în situație dificilă. Cu rest. Cu rest. Și atunci ne trimite. Scrieți voi teorema împărțirii cu rest. Am scris-o. Exact. Da. Și când cere dublu câtului, tocmai asta se întâmplă. 2 ori 4 face 8, face exact cât împărțitorul. Corect. Da. Și suntem puși în situația de a surprinde distributivitatea, pe care o știți voi de la mulțiri față de adunare. Da. Și 8-ul ăsta scos în factor, într-un fel, întoarcem de urmă, am plecat da. La distributivitate, înseamnă 156 cu 157. 150, da, 150. Foarte mulți copii s-ar fi păcălit. Corect. Foarte tare e niște. De ce s-ar fi păcălit? Pentru că ar fi zis 178 ori 2, da? Da. 78 ori 2 și face 156, zic, cât e 156? Terminat. Nu, e 157. Da? Aici e toată povestea. Nu degeaba ne-a cerut dublu câtului. Deci este, este superb, Ieșițu, superb. Ce, cu, ce, cu ce chestii ne ducem de la Ieșițul ăsta? Cu ce chestii ne îndepărtăm? Nu, domnul vrea să facă un articol și nu e nicio problemă care să vă pun într-o situație dificilă. E o poveste... Ne interesează, haideți să vă spun acum, tot azi, suntem în direct, toată povestea, ne interesează să putem transmite mesajul ăsta că facem ceva deosebit aici. Dumneavoastră sunteți cei care ați venit aici pentru că ați descoperit că facem ceva interesant. Da. Și cu cât, cu cât vom putea face, trimite pe blog mai multe lume, cu atât mai bine va fi pentru toți ceilalți care vor auzi. Și nu putem intra toată lumea aici, să ne înțelegem, putem ajunge toată lumea. Ci, pur și simplu, cei care sunt acasă vor putea să urmărească lecția. Da. Iar că este un fenomen unic, vă spuneam, prin prezența dumneavoastră, aceea de a veni la lecții împreună cu copiii. Meditația aceasta e unicată în lume. V-ați dori, haideți să o spunem pe cea treabă, v-ați fi dorit dintotdeauna să, când trimiteți copilul la meditații, să stați acolo, să vedeți cum simte, cum răspunde, ce se întâmplă. Nici un profesor nu-și asumă chestia asta. Dar eu și la clasă aș vrea, da. Eu și la clasă aș vrea. Da. 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 Noi colaborăm foarte tare, de foarte multe ori. Ies la tablă, că mă conduce, știți bine, conduce și lecția. Sunt atâtea situații când
Sunt în film asta, nu? Îi se înregistrează toată povestea asta. Mai am niște exerciții extraordinare pentru ei. Tot așa? Superbe. Mai tot ce ai propus că mă pui în curcătură. Păi parcă am știut că vine domnul șef de la ziar aici. Domnul Teanu, da. Da, domnul. Deci, dragilor, haideți să vedem. Am făcut față la întrebările care le-au pus? Da. Este înțeles tot ce am făcut acolo? Da. Dar ea, unde ți-a plăcut cel mai tare? Vreau să povestești unde ți-a plăcut. Da, la ieșiți-o asta. Cel mai bun. Mi-am plăcut, ea s-a împiedicat la exercițiul ăsta în momentul în care a văzut că îi dă rest. Da. Și n-a mai știut ce să facă cu el. Asta e. Haideți, trebuie să vă spun că și eu am avut emoții. Când am văzut că de rest, ați bune să fie, mă, ce fac acum? Ce fac? Voi nu spuneați nimic? Păi, eram în panică. Dar am avut baftă că patru acela dublat au făcut 8. Dar știți când am văzut? Se filmează, la, da. La sfârșit ați văzut. Am la sfârșit am văzut. Dar sunt cinstit, eu v-am povestit de teorie. Sunt corect. Nu. Și facem lucruri crude la prima citire, nu facem lucruri dinainte aranjate. Haideți, vă rog. Am un exercițiu frumos tare. Completează casetele cu semnele operațiilor aritmetice pentru a obține rezultatele indicate. Se le ghicesc acolo. Primul rezultat. Deci avem așa. A. 3. Da, căsuțe. 3. Fără căsuțe. Căsuțe. 3. Da. Iar căsuțe. Iar 3. Da. Iar căsuțe. Iar 3. Egal cu 10. Căsuțe. Iar 3. Egal. 4 de 3 și 3 căsuțe. Și egal cu 10. 10. Deci completează casetele cu semnele operațiilor aritmetice pentru a obține rezultatele indicate. Te prins? Zici. Mai s-a luat. Nici greu, nici ușor. Mai s-a luat. Nici greu, nici ușor. Ziceți. Păi pentru mine e greu. Asta e. Se văd pentru voi. Hai ziceți dacă aveți soluții. Ziceți. Gata, m-am prins. 3 plus 3. Deci 3 plus 3. Un plus, da? Plus. Da. Așa. Ai numai un plus aici. Mai plus. 3 plus 3. Așa, ziceți. 3 plus 3. Împărțit la 3 plus 3. Împărțit la... 3 plus 3. Deci... Mai zic, facem... Nu dă. Hai să socotim. E bine ce a zis David? Nu, 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 nu. 6. Nu dă 1. Asta e, să nu dă bine. Ordinea efectuării operației. Ordinea efectuării operației. Dar profesor, e 3. Stați o secundă că David ne bagă în ceață aici. Iată ce ne spune el. Nu facem o ordine, doar voi nu știți ordinea efectuării operațiilor. Adică 3 împărțit la 3 mai întâi. Da, dat 1 și e 3 plus 1 plus 3. 3 plus 1 plus... Și tot nu merge. Dar tot nu vine. Tot nu dă 10. Nu e nimic. Mai stai. Bună ideea. Ai încercat. Încercăm, trebuie să găsim. Hai, voi copii, hai. Altcineva. Zic Casandra. Casandra? Păi 3, ar putea spune 3 ori 3, care îmi dă 6. Deci 3 ori 3, zice. 3 ori 3, care îți dă 9. 9. Da. Apoi... 3. Ok, atunci mai dă. Gata, știu cum e. 3 ori 3 împărțit la 3 plus... Păi știți? Lasă-mă! Eu fac așa. Cristina. Da, Cristina. Eu fac așa, mă. A, gata, știu! 3 împărțit la 3... 3 împărțit la 3 este egal cu 1. Plus... plus 3 ori 3. Deci 3 împărțit la 3 face 1 plus aici. Da. 3 ori 3. 3 ori 3. Corect. Faceți X-ul, domn profesor. Faceți X-ul, punctuleați și mai bag în ceață complet. Așa. Cu părțirea stau bine, nu? Da. Tot două puncte. Da. Deci 3 ori 3 face 9. Nu, 3 împărțit la 3 face 1. 3 împărțit la 3 este egal cu 1 plus 9. Trebuie să facem 3 ori 3 întâi, nu? Corect. Că 1 așa la 1 adunăm cu 3. Nu! Păi eu pare prostie! Mai întâi o operație de gradul al doilea. De ordinul de gradul al doilea. Așa, așa. Mulțire și împărțire? Mulțire și împărțire. Cum adunai scăderile? De acord, da? Da. Bun. Deci treaba e foarte deșteaptă. Mai am, domnul profesor. Mai am. Da? Dar mai este și o altă soluție? Altă soluție nu știu.
Da. Da, 3 ori 3 plus 2 la 3 ori 4. Pentru că schimb poziția vostru, nu? Da, schimb poziția. Deci 3 ori 3 plus 3 împărțit la 3. Face tot 10. Da? Am rezolvat-o. Mai am una. Tot aceeași căsuții, rezultatul să dea 7. Tot cu 3? Da, da, aceeași căsuță. Aia că ne-am spus eu cum era. Căsuță 3. Era asta sunt fiar. Căsuță 3. Era 3 plus 3, minus 3. Nu, căsuță 4 de 3 și rezultatul 7. 7. Gândiți, gândiți, hai care e mai bun de rezultat. Știu, știu. Minus. 3 împărțit la 3 plus 3 plus 3. Deci 3 împărțit la 3 plus 3 plus 3. Ura, stai că mai e. Ba, dar nu e bine! Deci nu e un adevărat, e așa face 1, nu? Da. Și plus 3, plus 3, șansă și 1. Yes! Da? Deci este corect. Altă variantă, tot aici, altă variantă, dacă mă zici. Eu știu! Da, dar știu. 3 plus 3 plus 3 mărți la 3. Bun, 3 plus 3 împărțit la 3. Într-adevăr. Altă variantă? 3 plus 3. Nu. Nu. 3 împărțit la 3. Nu, nu se pune. Nu, tata e. 3 plus 3 împărțit la 3 plus 3. Sigur că da. Împărțirea trebuie dusă pe oriunde vrem noi. Da. Deci împărțirea odată a fost unde? În ce poziție a fost împărțirea? În prima poziție. În prima poziție. Am dus-o în ultima și o putem băga la mijloc. Ia să vedem. Vine 3 plus 3 împărțit la 3 plus 3, fac plus 7. Asta era șmecherea. Da? Deci doar împărțirea o ducem pe unde vrem. Da. Și aceleași căsuțe, rezultat 1. Și cu tot 3. Și cu tot 3, da? Ce ușor! Gata, 3 minus 3. Hai să vedem. 3 minus 3. Căsuță 3. Căsuță. Știu, gata, știu. Căsuță 3. 3 minus 3. 3 minus 3 plus 3 împărțit la 3. 3 la 3, da. Ușor. Au găsit ei ceva. 3 plus 3. 3 minus 3. 3 minus 3 plus 3 împărțit la 3. Deci 3 minus 3 plus 3 împărțit la 3. Mai există una. Egal cu 1, da? Mai există și asta. Mai există una. 3 împărțit la 3. Plus 3. Deci 3 împărțit la 3 plus 3. Minus 3. Minus 3. Da? Este tot așa de bine. Tot 1. Sau putem să facem 3 minus 3 împărțit plus 3. 3 minus 3 împărțit la 3. 3 minus 3 împărțit la mijloc. Da. Se lucrează și Mario face și el, clasa 0. Face și el. Da, pe degete. Pe degete face și el. Văzut, să n-a pus camera pe el. Că ce muncă era pe el cu degetele. Spectacol. Da. Spectacol rar, de frumusețe rare. Mai am, domn profesor, efectiv. Mai ai? Da. Mai zi eu. Eu zic că le fac. Da, tot vrei să mă pui în situația, să spun un lucru, eu am o șansă, i-am pe ei, orice problemă care mi-o dai tu, i-am pe ei și sigur. Haideți să facem. În exercițiul de mai jos, pune paranteze pentru a obține următoarele rezultate. Ce ușor. Primul rezultat pe care vreau să-l obțineți este 4. Să vedem în ghiștiu. Exercițiul e așa. 2 plus 2 ori 2 împărțit la 2, faceți X-ul. Împărțit la 2. Plus 2 ori 2. Iară plus 2 ori 2. 2 ori 2. Împărțit la 2. Împărțit la 2.
Ăsta este exercițiul și vreau să dea așa. A, 4. După aceea vreau să dea 3. Deci vreau ca variante. Da. Odată 4. Da, odată la vreau B, să dea 3. 3. Și odată 7. Și la ce? 7. Voi gândiți și apoi vorbiți. Întâi da, întâi vă gândiți și apoi vorbiți. Acum mai sus, Darius. Da. Așa, ai grijă tot timpul. Te apropii foarte mult de caieția și nu-i bine. Așa. Pentru 4. Pentru 4, rezultat 4. Ce, cum să punem paranteze? Cum? Mi-a dat rezultatul 6, dar de ce? Nu, nu, altfel trebuie așezate parantezele încât să-ți dea... Gata, mi-a dat 1, mi-a dat 7. Ai prins-o 7, da? Da. Foarte bine. Zicem varianta cu 7. Poți să zic? Da. Deci punem paranteză 2 ori 2. Deci 2 ori 2 să punem paranteză, da? Da. Și după aia faci 2 plus 2 și după aia în cealaltă parte îmi pune... Așa era exercițiul. Așa facem, facem noi. Insistăm, reușim. Pot. Pot. Știți care e calitatea cea mai... sau condiția principală este să avem încredere în mine. Dacă cred în mine, sigur reușesc. Ah, pe asta. Zi-mi. Deci, deschide paranteza 2, 2 plus 2, deschide paranteza ori 4. Așa, ori 4. Dacă ședeți parantezele de sus, iei în profesor care le-a spus. Așa, ca să nu-i lasă, da, am înțeles. Trebuie să mai știm am fost. 4, da, 8. Împărți la 2. Eu nu știu care se lucrează. 8, împărți la 2, 4. Până aici de sus cu 4. 4, așa. 4. Și apoi fac plus 2. Ori? Paranteză? Da, ori. Nu, stai. Ba da, nu lăsăm. Ba da, nu. 2, taci. Ai lucrat? Da. Deci stai. Gata, fac ori... ori hai, zi, Davide! Ori, ori, în paranteză, 2 împărțit la 2. Ori, 2 împărțit la 2. Da, stai mă, și face cât aici? 2 împărțit la 2 face 1, 2 ori 1, 2 și cu 4, 6. 4 ori 2. Dar mie n-a păi 6. 6. Păi trebuie să avem 4, 3 și 7 copii. Să vreau să facă caietul. Mi-a dat pentru 4. Hai, zi. Deci, facem 2 plus 2. Nu, deci 2 plus, în paranteza este la 2, deci avem în paranteză 2 plus 2, ori 2 împărțit la 2, și ne dă 4, ori 1 și ne dă 4, plus 2 ori 2, care ne dă 4 și ne dă 8 împărțit la 2. Deci, în paranteză. Deci, în paranteză, puneți 2 plus 2. Am făcut-o. Apoi, în paranteză, puneți 2 împărțit la 2. 2 împărțit la 2, da? Da. Apoi, în paranteză, puneți... Până acum ai... 2 ori 2. Ai 4. 4. Împărțit la 2 ori 1, deci apoi, 4. Apoi, în paranteză, acolo puneți 2 ori 2. 2 ori 2 până în paranteză. Da. 2 ori 2. 2 ori 2. O, și ștergeți acolo. Așa. Și ne-ar da 4 ori 4. 4 ori 1, mă scuzați, 4, plus 2 ori 2, 4, 8, ne-ar da, apoi împărțit la 2, 4. Șor. Deci, 2 plus 2, 4. Da. Ori 2 împărțit la 2, care dă 1 și ne dă 4. 4 ori plus 1, 2 ori 2, care ne dă 4 și ne dă plus 4 și ne dă 8. Apoi 8 împărțit la 2. Păi nu, face împărțirea. Stai. Ce-ai nu, puneți paranteză pătrată. A, așa, și puneți paranteză pătrată. Așa. Deci totul. Da? Deci când am pus paranteză pătrată, atunci
am... Atunci merge. 2 ori 2, 4. Și cu 4 face 8. Păi la 2, 4. Bravo, Daria. Bine. Iată, Daria. S-a dus pe o soluție. 3 și 7. Acum avem 3 și 7. E gândit cu toții. Mi-ai dat pentru șase, dar nu mi-ai dat pentru șase. Și mie mi-ai dat de vreo trei ori. Șase. Și eu mi-am dat pentru șase, dar tu nu era șase. Trei da. Și șapte, ne trebuie. Poate șase, nu șapte, loc de șapte, nu? Da, poate șase. Cred, da, poate. Nu, e trei și șapte. Îmi pare rău. Da, ne gândim noi în continuare. Mai gândiți-vă. Stați liniștiți. Găsim soluții. Aceste găsiții sunt ușor de făcut. Pentru 8. 8 ce-o dat? Și mie. Acum și mie a dat 8. I-a dat și lui Mario 8. Și mi-a dat 8. Mi-a dat 5, deci mi-a dat și pentru 5. Da, e super. Da. Ați ghicit care-i povestea. Deci se lucrează, se fac încercări, paranteze acestea, poți fi o paranteză dreaptă, acoladă. Începe să mi-e îți placă numărul 6. Te urmărește, nu? Da, e prea mult doi. Te urmărește? Mi-a dat și pentru 2, deci mi-a dat și pentru 2, dar nu. Iarăși pe 2 și 6. Dar ce frumos. Da. Deci, toată lumea este, participă, lecția este deosebit de vioaie. Într-un plic, domnul profesor, erau 150 de figuri geometrice. Într-un plic, 150 de figuri geometrice. Dar ce vrea să fie asta? Adică erau triunghiuri, dreptunghiuri, pătrate, figuri geometrice, cercuri, tot felul de astea, da? Fetele. 150, da? 150 în total. 150 total. Figuri. Da. Fetele. Geometrice, da. Geometrice, da. 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 Fetele au lucrat 3 colaje cu câte 18 figuri. Ce înseamnă 3 colaje? Fetele au lucrat 3 colaje cu câte 18 figuri. Au consumat, practic, din cele 150, câte au consumat? Da, 54. 3 ori 18 egal 54 ori. 54 figuri. Noi ce trebuie să iar avem? Băieții, trebuie să aveți răbdare, știți cum vrea domnul profesor, încet, așa. Fiecare o bucățică, da? O desfacem. O rumegăm, o. Da. Iar băieții, 2 colaje cu câte 19 figuri. 2 colaje, băieți. 2 colaje cu câte 19 figuri. Da, cu câte 19 figuri. Cu? 19 figuri. Câte au făcut băieții? 38, 19 de 38. Consumă și băieții 2 ori 19. 38. Figuri. Da? Da. Restul figurilor s
s-au pus în două ghirlande în mod egal. Adică deci restul figurilor, ce fac acum? Restul? Restul. Restul. Adică 54, nu, 150 minus în paranteză 54 plus 38 este egal cu. A, așa, să vedem restul, da? Deci imediat vedem din 150, deci restul despre care vorbim este egal cu minus, din 150 scădem. Ce s-a consumat? 54 plus 38. 90. 92, da? Și ele s-au bine? Nu am făcut, da. I-am făcut exact ce mi-a spus voi, nu am calculat. Eu nu. Nu, nu cred că nu. Nu, 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 cât de? Nu, haideți faceți 150 minus 92. Nu, nu, să scriu, trebuie să filmează. 150? 158. Da? 158. 150 minus 92 și egal cu 58. 58? 58, da. 58? Da. Au rămas. Da. Astea au rămas. Da. Și le împărțim la 2. Sau cu două ghirlande în mod egal. Și 29. Deci 58 sunt împărțite în două. 59. Câte figuri s-au pus într-o ghirlandă? Răspuns, câte figuri s-au pus într-o singură ghirlandă? 29. Și scrie rezolvarea printr-o expresie numerică. Am scris-o. Deci, o expresie la un cap în alt. Cu mulțiri, cu împărțiri, cu toată povestea asta. Da. Ușor. Adică? Hai, cum să facă, profesor? 150! Da. Minus paranteză 3 ori 18. Plus 2 ori 19. Da. Și este egal cu. Și toată asta. Și toată asta. Trebuie să împărțim la 2. Excelent. Și este egal cu 150. Egal cu? Cu 29. Am făcut calculul ăsta. E făcut de-a. Da, și ne va da 29. Asta a avut autorul. Să scrie într-o singură exact. Expresie și... Oprim prima lecție, domn profesor. Da, oprim prima lecție. Nu vă deranjez doar puțin.